Salutare! V-a fost dor de un video cu mâncare? Mamă și mie. Așa că apăsați butonul de like, rămâneți până la finalul acestui video ca să vedeți despre ce este vorba. Abonați-vă, activați neapărat clopoțelul și nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, aveți totul în descriere. După cum vedeți și în titlu, astăzi o să facem un mic review la produsele de la KFC pe care noi nu le avem în România. Acest video este filmat în Ungaria, la un KFC din Ungaria și am văzut că acolo avem mai multe produse pe care KFC-ul din România nu le are. Așa că o să le testăm, o să vedeți cum sunt, că și eu sunt tare, tare, tare curios. O să mai facem videoclipuri și teste cu mâncare, ca pe vremuri, o să vă plouă în gură. Așa că fără să mai stăm la discuții, hai să dăm drumul direct la video. Bine, deja am fost, doar că acum fac intro ca să știți despre ce este vorba. Videoclipul este filmat, așa că hai să sărim direct. Așa că am ajuns și la KFC. Băi, chiar îmi era o foame de lup. Dar nu am lăsat asta să influențeze în vreun fel notele pe care o să le dau la produse. După cum vedeți, KFC-ul e ca oricare alt KFC. Frumușel, curățel, nimic special. M-am pus să dau comanda și m-am supărat foarte tare pentru că eu văzusem ceva online pe site-ul lor, după care am venit în mod special, adică după acele produse, dar nu au avut. Și anume am vrut să iau un pumpkin spice shake și un bubble tea. Din câte mi-a zis, doar dacă comandam acasă prin aplicația lor, ceea ce a fost aiurea pentru că eu nu aveam aplicația. Așa că am comandat multe alte noutăți. Am luat un burger nou pe care nu l-am văzut pe la noi deloc. Un fel de quesadilla, dar la ei se numea Curito Poke Bowl. A fost interesant, n-am mai văzut așa ceva la noi. Plus multe alte chestii am mai comandat. Nu am luat pui clasic pentru că e la fel ca la noi. Am mai mâncat și știu cum este. Am zis să iau chestii noi. Așa că fără alte discuții, hai la mâncat, zic. Așa că primul pe listă este în felul următor. Am luat smoothie de peanut butter, ceea ce în România nu cred că găsim în România chestia asta. Și a costat sweet bla 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 Kentucky Nord. Băi, nici nu știu dacă mi-a dat toate chestiile astea, nu înțeleg nimica de pe ele. Sweet chili moghia shake 1240 de forints. Așa că faceți voi calculul. Hai să vedem prima chestie. Vrei să goști-te, mă? Da. Mamă, ce bun e! Pa! Zici că mănânci peanut butter. Are gust de Reese's, de ciocolata aia Reese's. Mamă, cât de bun e! Băi, e bun! Mamă! Zici că e ciocolată cu peanut butter. Am vrut să iau un bubble tea, ceea ce la KFC n-am văzut niciodată. Bubble tea, din păcate, nu avea, pentru că trebuia să dau prin aplicație și n-am dat prin aplicație, am fost direct la magazin. Încă un smoothie de pumpkin spice, de dovleac. Nici ăla nu puteam pentru că trebuia prin aplicație. Deci dacă trebuie să te duci direct la magazin acolo, nu poți să iei. Bun, următoare pe listă. Am luat ăsta. Da, așa că eu nu mă văd. Mă văd? Ăla. Ăsta este Curito Gold. Curito. Curito. Albine, mâncați așa. Mamă. Curito Gold este 2590 de forints. Un fel de burrito. Nici în România nu am văzut asta. Nu, e un fel de quesadilla. Un fel de quesadilla. Hai să vedem. Bă, dar ce mișto ți-l împachetează, ia uite. Și am văzut acolo că era cu mult cașcaval. Ia uite-l. Uite, bă, ce mare e. Ia uite. Oh, stai că trebuia să scot pe ăla. Stai că trebuia să scot pe din aia. Ia uite. Haide, nu iese. A, la-i tati. Ia uite. Cam așa arată. Mama, are un sos în el. Nu știu ce sos. Hai să gustăm. Ce sos? Băi, cât a vrut. Aaa, trebuie ruptă de aici. Are carne. Are mult cașcaval. Băi, ce bun e. Are cașcaval mult. Pui picantă puțin. Are cașcaval, ceapă crocantă, pui, ia să văd ce mai are, cred că nu mă văd. Băi, e bun sosul,
Mă, îi dau nota... La smoothie îi dau nota 10+. Mamă, dar sosul ăsta are un sos de zici că mănânci, știi ce mă, zici că mănânci? Mac and cheese cu multă brânză și carne. Păi e bună rău asta, îi dau nota 10 și la asta. Nu e așa picantă, știi? E bună rău. Are un gust afumat. Da, are puțin gust afumat. Mai mult. Zici că e carne afumată de pui. E bună tare de tot. Sosul e afumat. Sosul e afumat? Serios? Și are ceapă crocantă din aia. Ceapă belită de aia. Bă, e foarte bun, jur. Mamă. Să bagi din asta și în România. Mamă, să bagi. Da. Dacă ar băga și în România, vă rog tare mult. Cei de la KFC, băgați ăsta Curito Gold. Mamă, băi, e bun rău. Dar să-l bag la loc. Ce mai avem pe listă? Fiți atenți. Eu nu țin minte să fi luat cartofi, dacă mă credeți pe cuvânt. Mi-a pus cartofi, dar nu înțeleg de ce mi-a pus cartofi. Eu nu țin minte să fi luat cartofi, dar hai să vedem, să gustăm cartofii, cum sunt cartofii de aici. Mamă, ce lungi sunt. Ia. Îți calzi. Oricum, meniul aici de la KFC este foarte variat. Ai de unde alege. Ce-mi place mie aici, în Ungaria, de exemplu, de câte ori am mai fost, băi, bagă o grămadă de chestii noi. În comparație cu România, care bagă din an în Paște, din punctul meu de vedere, aici bagă o grămadă de chestii noi, nu știu, o dată la 2-3 luni, cam așa. În Ungaria am mâncat cel mai bun McDonald's. Normal, da, în Ungaria, din punctul meu de vedere, este cel mai bun McDonald's. Mă rog, dar acum facem despre KFC. Ce am luat? Am luat un sos Kentucky Gold, ăsta nu l-am mai văzut la noi. Un sos Kentucky Gold, nu știu dacă se vede, dar se vede. Un sos Kentucky Gold cu cartofi, că am vrut să-l cer. Aveam o gânganie. Și hai să vedem cum e sosul ăsta Kentucky Gold cu cartofi. Ia. Ia uite. Cam așa arată. N-am zis că e textură de la Nutella, jur. E sosul ăsta din Curito Gold. Băi, cât de bun e sosul ăsta! Da, sosul ăsta, zici că e afumat, ăsta, Curito Gold, dacă îl găsiți, duceți-vă, încercați-l, mi se pare nota 10 din punctul meu de vedere, nota 10. Mamă, sosul ăsta, Kentucky Gold, dacă îl vedeți, luați-l, că mi se pare fenomenal. Hai să vedem, e bun. E ceva afumat. E bun rău. Nu mai țin minte. E super bun. Hai să vedem. Da, un sos de muștar, ceva de genul. Hai să vedem următoare pe listă. Nu știu, iau pe rând. Hai să luăm burgerul. Avem burgerul. Am luat un burger care se numește cred că ăsta e Kentucky Gold Dip. Nu, ăsta e sosul. Da, tot Kentucky Gold. Da. Garden Can Gold, ceva 2950 de fori. Oh! Mi-a pus 3 inimioare aici. Deci dați like la video, vă rog tare mult. Hai să vedem. Ăsta e tot așa cu... Probabil e cu același sos. Și din câte văd, nici ăsta nu-l avem în România. Kentucky Gold se cheamă sandwich-ul. Și are așa. Chiflă. Are inele de ceapă. Da, e ceapa. Nu, e inel de... Inel de cașcaval e ăsta. Da, la ei găsi și inele de ceapă. Da, inele de cașcaval, carne, cașcaval, bacon, castraveți murați, varză și sosul acesta Kentucky Gold. Hai să vedem cum este. Mamă, hai să luăm dita mai mușcătura de aici, ia. Are you ready? Ah, oh. Oh. Mamă, se vede fericirea pe chipul meu. Băi, e bun, mă. Mamă, stai așa să mai iau o gură. S-au luat cel și mamă! Mamă! Nu e așa picant. E puțin picant, dar nu tare. Este acceptabil din punctul meu de vedere. Mamă, ce de brânză la bot, ești nebun așa. Stai că-s de brânză la bot.
sincer, la burgerul ăsta, știi ce notă îi dau? Îi dau nota 8, pentru că aș fi preferat să fie mai mult sos. Dar mai bine ții tu sos separat și mai bagi în sos. Bacon. Da, păi aia zis că are și bacon. Bun. Hai să vedem, la sfârșit o să fie desertul. O să degustăm acum următoarea. Am luat un pokeball. Mă rog, ați văzut ce am luat acolo? Un pokeball cu sweet chili, ci că cel mai dulce chili. Cam ăsta este pokeball-ul. Ia să-l vedem. Deschidem pokeball-ul. Mamă, câte are aici. Nu m-am uitat să văd ce are în el, dar are porumb. Cam așa arată. Porumb, castraveți văd acolo. Și a trebuit să... A, și orez, what? Practic asta e pokeball-ul. Orez, are morcov, dacă nu mă înșel. Are mazăre. Hai să vedem cum e orezul ăsta. E bun. Nu e al de, nu e deloc al dente. Pur și simplu e, e orez bine făcut. Și azi vedem cărnița. Și cu porumbul, ia. Mamă, ce bate vântul. E bună. Mi se pare foarte bună. I-aș da o nota 8 pentru că aș fi preferat să fie mai mult sos din acela sweet chili. Mi se pare foarte bun. Nota 8. Hai să vedem. Următoarea pe listă, ce avem pe listă. Am luat și desert. Aș fi preferat să iau mai multe, doar că astea am văzut eu că erau mai speciale, ca să zic așa. Erau mai speciale acolo. Bă, da, eu am luat mai multe chestii aici. Deci, Curito Gold, Sweet Chili Bowl, Shake-ul, Grand Golden Burger-ul, sosul, Papir Tatior, a, asta e pungă, scuze, Tuborna, nu știu ce e asta, și am mai dat ceva, 100 de forinți, dar nu știu la ce. Am dat tips? Am dat tips. Îți spune tipsul automat. Cred că am impresia. Și ceva la 350 de forinți de caramel. Ce-a luat de caramel? Clătitele. Ok. Bun, și mai avem asta. Ca să vedeți. Asta probabil sunt, e desertul pe care l-am luat. Și avem... Da, mă, ia uite, clătituțele. Ia. Clătite de ca... Bă, dar bate vântul, stai așa. Practic îți dă 3 clătite. Mamă, cât sos are pe ea. Ia. Ia uite cât sos are pe ea. Se vede? Se vede. Mă, hai să vedem. Ui. What? Mamă, dacă iau o clătită din asta, de sub îți dă o grămadă de sos. Mamă, cât sos are de desubt, ești nebun. Hai să vedem cum e clătita. Băi, ce bun e sosul ăsta de caramel. Deci, practic, îți dă 3 clătite mini pufoase americane. Poți să-ți alegi tu de ciocolată, am ales de caramel. De asta de caramel mi se pare foarte mișto. Nu e neapărat caramel, e toffifi. Ia, stai așa să iau mai mult, cu mai mult sos din ăsta de caramel. Care sos la fund din ăla? Are sos la fund. Glumă. Dar ce vrei, mă, are sos la fund ce vrei. Mai bună. Bă, e bună, mă. Mamă, din asta îi dau nota 10. Asta îi dau nota 10, clar. Sunt pufoase, sunt exact ce trebuie. Astea vi le recomand. Mamă, geniale. Frumos. Nota 10. Și se simte ca și când, într-adevăr, mănânci bomboane din acelea. Știți cum sunt bomboanele alea toffifi pe care le găsiți la magazin, pe care le dați cadouri? Mamă, sunt bune rău. Deci, pe ansamblu, ce mi-a plăcut cel mai mult și cel mai mult a fost Curito Gold-ul acela, pe care Dia deja l-a mâncat pe aproape tot și mie nu mai mi-a lăsat. Fenomen. Mai este. Așa că, pentru mine cel mai bun până acum KFC pe care l-am mâncat, într-adevăr, este în Ungaria. Dacă s-ar băga și în România chestii de genul acesta, să bage mai multe feluri de mâncare, ar fi genial, dar mi se pare foarte mișto. O să mai încercăm.
Așa că big like neapărat. Și ca să vă zic, cel mai ciudat KFC pe care l-am mâncat vreodată este în Franța. Din cauza faptului că am vrut să iau variantă picantă și nu am găsit variantă picantă în Franța. Deci KFC din Franța, dacă îl găsiți, o să încercăm și acolo pe video. Așa că apăsați butonul de like neapărat. Abonați-vă, activați neapărat clonțul piricelul și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!